După cum bine știți, stimați privitori, s-a încheiat campania electorală. Cea mai anostă campanie electorală post-decembristă, mai slabă decât o telenovelă braziliană din anii 90. Dar, în ciuda candidaților, în ciuda sloganelor lor, noi trebuie să mergem la vot. Ce părere ai, Mircea? Mergem să votăm? Mergem la vot? Îi musai, musai să merg la vot. Dacă am fost la magazin și am ales o preachie de bluri, merg și să-mi aleg un candidat. Care au fi? Care o fi, pe el pune ștampila. Ne vedem la vot. Doamne ajută! Așa e cum a zis și Mircea. Trebuie să ieșim la vot. N-avem de ales. Deși, să știți că am avut o campanie de tot râsul. Adică, dar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Putem să ieșim la vot liniștit, nu? Vremea e bună, nu sunt temperaturi cu minus, distanțare socială există și apoi vedem noi ce iese până la urmă. Vedem într-o lună, două, ne vedem aleșii noștri. Mulți sunt analfabeți, mulți sunt vorba clipului clipitor, dar n-avem de ales. Trebuie să ne exercităm acest drept democratic, printre singurele garantate de Constituție. Că după aia încă vreo 4 ani, până vor fi alte alegeri, cele locale, cred că, stăm cu minți, nu mai avem unde ieși la niciun vot. Repet, deși o să fie mulți analfabeți în Parlamentul ăsta, că nu poți să-i triezi pe toți, nu-i poți selecta. Mulți o să citească de pe foi în continuare. Asta mă duce cu gândul la un clip pe care l-am filmat în urmă cu câțiva ani. Unu sau doi. Hai să vedem despre ce era vorba în el. Pe zi ce trece, constatăm că cei care ne conduc nu mai au treabă nici măcar cu limba română. Cu România în general nu mai au treabă de mult. Mai au treabă cu noi, cu românii. Nu știu ce taxe să ne mai pună, cum să mai storc un ban de pe noi, ce formulare să ne mai dea la completat. Vorbesc de pe foi. Așa ne se adresează. De ce? Că nu mai au curajul să ne privească în ochi. Fiți mă bărbați! Cam așa e. Fiți mă bărbați. Cafea. buymeacoffee.com/nicubendea. Cea mai bună cafea vine întotdeauna de la fani. Dacă n-aveți idei de cadou risit, prietenii, iubiții și, și pe cei dragi de sărbători, în videoclipul următor vă dau eu ideea. Vă intru în case și vă fac să râdeți. Nu vă fac de râs, urmăriți. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la un nou spectacol cu Nicu Bendea! Dar unde să ne mai revedem la spectacolele astea? Că afară nu se mai poate, a dat toamna, nu se mai fac spectacole la terase. Înăuntru nu ne mai lasă, că așa sunt regulile. Dar internetul vine în ajutorul nostru. Ai o petrecere de familie? Vrei să-i faci cuiva o surpriză de ziua lui? Pac! Ai intrat pe Zoom, ai intrat pe WebEx, ai intrat pe Google Meet sau pe orice formă de comunicare interumană și Nicu Bendea e în casa ta și îți face stand-up comedy la cerere, la plăcere și la dorință. Tu ai microfonul deschis, poți să intervii, ai în față o bericică, ai în față un pahar de vodcuță sau poate îți place să bei chiar și un vin. Nu contează. Nicu Bendea este în fața ta și răspunde la întrebările tale, la gândurile tale, la nedumeririle tale. Putem face în mediul ăsta virtual, aplicând niște principii online, putem să facem un spectacol cât mai interactiv. Și nici nu trebuie să mă deplasez în orașul vostru, nici voi nu trebuie să veniți în Cluj-Napoca. Așadar, folosim platformele astea sociale de interacțiune, iar Nicu Bendea vine și vă bine dispune. Nu credeți? Uitați-vă în exemplu următor. Eu vin dintr-o zonă contaminată. Eu stau cu soacră mea. Aveți soacre? Mm-hmm. Aș fi închis. S-o lua soacra casca. Avem soacre sau? Sunt socrela. Avem soacre, avem. Să ne trăiască așa cu măselea, cu banucă. Hai să întreb dacă am voie să spun. Ha! Gluma serii, bravo! De unde vine? De la? E ok, da. E ok. Să străiască soacra, să o pup din partea mea. E extraordinară. Acum are o boală să meargă pe la magazinele astea mari să-și ia temperatura. Băi, de groază. Bă. Dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri, dacă aveți, scrieți și pe forum. Nu. Eu aici sunt, vă mai ascult, vă ascult plângerile. Ați înțeles ideea, da? Totul online, totul virtual, totul cu maximă siguranță. Așa. Și ajung ei în Parlament. Ajung ei în Parlament 4 ani marșitar, după aia rămân și cu pensie specială.
ne mai și sfidează 4 ani cu minciunile și cu promisiunile lor, da? Și pe ce dau banii? Pe ce dau banii? Că au bani la dispoziție, au buget la ambele camere, și la deputat și la senat. Pe ce dau parlamentarii banii? Să vedem în video următor. Cine trăiește bine? Cine trăiește bine în țara asta? Parlamentarii. Că acum am citit o știre potrivit căreia deputații, cei de la Camera Deputaților, au în plan să-și cumpere, ziceți voi ce? Nu vă aud. Exact. Pastile pentru pișoar în valoare de 3200 de lei. Pe ce pișaturi dau și ăștia banii? Mi se pare o investiție foarte proastă. Mi se chiar niște bani aruncați în vânt. 3200 să dai pe niște pastile de alea care să pun la pișoar. Domnule, eu înțeleg pe parlamentar, pe deputat. Domnule, să-și ia laptopuri. Să uită și el la un pornoșac liniștiți în timpul ședințelor. Să-și ia Mercedes-uri. Mai își pun în ele hoituri, trupurile. Să-și ia Xerox-uri, că în 4 ani de mandat mai fac și 3 doctorate. Dar să dai 3200 de euro pe niște amărite de pastile pentru pișoar, chiar mi se pare o risipă. Totuși mă gândesc așa, ăștia oricum, parlamentarii ăștia, voi credeți că se pișe ca noi, ca oamenii normal, folosesc pișoarele? La gradul lor de snobism și de prostie să pișe direct în chiuvetă. Și când n-au chiuvetă, când dau legile, ce fac? Fac pipi direct pe noi. Cu noi fac cum face bivolarul cu adepții. Asta e. Eu sper atâta, că după ce își cumpără pastilele alea colorate pentru pișoare, la nivelul lor de IQ să le confunde cu niște bomboane. Și atunci pot să le sugă. Să trăiți că trebuieți! Deși prostia parlamentarilor e bine că nu-i contagioasă, deși ne facem să râdem, atunci când e vorba de show, contați pe oameni din branșă. Contați pe cei care știu să facă show. În continuare, o bucată dintr-un spectacol pe care, din fericire, am apucat să-l am în vara asta, în spațiu deschis, într-o livadă. Un minut și un pic durează. Hai să-l urmărim. Acum. Singura pădure de tăiată din Cluj, dar apuc aici în livadă. Aplauze! Așa ceva mai rar. Îndrăzniți și cu vinul de la Podgoriile, de unde? De la Ciumbrut. Aplauze și pentru Ciumbrut. Și acolo sunt șofer de Alba. Nu ezitați, este vin sec, demisec și pe bani. Este și roze, este roze, pentru doamne și domnișoare, puțin mai mult roze. Avem un somelier aici, să nu vă speriați, chiar e pop în timpul liber, deci l-ați văzut cu patrahiră. După 2-3 sticle de vin puteți să vă mărturisiți la aplauze pentru părintele Vasile. Așa tare incredință că dacă rămânem fără vin, transformă apa în vin. Acum la whisky nu mă întrebați. Chiar a și mers odată pe apă, dar l-a prins nevastă sa. Acum, în timp de pandemie, oricine ia da, i-ați văzut ce mândris acum bocterii de la supermarketuri. Pe lângă că aveau ei o treabă grea de făcut, adică să stea de acum au și termometru în mână, bă, parcă-s De Niro în taxi. Are you talk to me? Păi când mergi să-ți ia temperatura și tu zici, nu trage, domn Semaca, sunt eu la scărică. În încheiere, nu pot decât să vă doresc zile frumoase în continuare, inspirație pentru mâine la vot și să știți că de seară vine Moșul Niculae. Cu toată carantinarea, cu toată izolarea, Moșul Niculae, să știți că nu întârzie. Puneți-vă frumos ghetuțele papucei la ușă să primiți după inimile și sufletele voastre. Că nu o să primim cu toții bețișoare. O să mai primim și câte un cadou. Cadoul meu pentru voi a fost acest video. De luni ne vedem de la 10 tot pe acest canal. Așa că abonați-vă și nu regretați. Weekend plăcut în continuare și să-l așteptăm pe Moșu. Hai să vedem cum. Nu am avut cizmuliția anul ăsta, așa că ne-am lăsat saboții la ușă. Oare voi ce ziceți? Lasă ceva în ei Moș Niculae? Eu sper că la voi Moșul să lase cât mai multe cadouri și daruri, înghetuțe, cizmulițe și în orice obiect de încălțăminte pe care l-ați lăsat pentru a fi umplut cu atenții de neuitat. O noapte binecuvântată!